Potrivit Alinei Ghiran, prim-procurorul parchetului de pe lângă judecătoria Șimneul Silvanie, dosarul a fost trimis în cursul lunii iulie de polițiști din Bobota la parchet, care va continua cercetările în acest caz. Nimeni nu știe însă deocamdată unde se află hoțul, camuflat în haine de călugăr. Abia după ce vom avea o hotărâre definitivă de condamnare, sa la închisoare va fi dat în procedură de urmărire internațională, a precizat prim-procurorul. Reamintim că Sorin Matei Filip ajunsese la mănăstirea Bobota pe atunci schit în 2011 și pentru care a reușit să câștige încrederea călugărilor de acolo, a fost desemnat de părintele stareț să se ocupe de finanțele mănăstirii, astfel că avea acces la toți banii donați de credincioși pentru lucrările de finisare a așezământului. La sfârșitul lunii aprilie acestui an, el a luat toți banii donați de credincioși pentru biserica mănăstirii, precum și un aparat foto, și s-a făcut nevăzut. Din cercetările făcute de polițiști rezultă că acesta a reușit să plece cu 20.000 de lei, 1.200 de euro și un aparat foto evaluat la 2.500 de lei. Preotul Gabriel Gărdan, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Sălajului, a declarat imediat după incident că gestul călugărului i-a surprins pe toți cei care l-au cunoscut. Reprezentantul episcopiei susținea că n-a existat niciun fel de indicii care să ridice suspiciunea asupra lui. El era la mănăstirea Bobota de aproximativ un an și jumătate, și pentru că a dat dovadă de cumințenie a fost făcut rasofor în 30 noiembrie 2012 și tot de aceea a fost numit din decembrie casierul mănăstirii. Purtătorul de cuvânt spune că motivul pentru care în mănăstire exista la acel moment o sumă destul de mare de bani era faptul că, post fiind pe la așezământ, s-a prindat un număr mai mare de credincioși care au făcut donații. Călugărul care a primit la Bobota numele monahal de părintele Andrei are un trecut destul de controversat. El era cunoscut înainte de 2010 ca homosexual travestit cu nume de scenă Cecil del Sol, membru al trupei de travesti Toxis. În 2010, fostul travestit a fost descoperit de jurnaliști la mănăstirea Nicula din Cluj, la presiunea starețului. El a părăsit apoi așezământul monahal și nu s-a mai știut nimic de el până la incidentul de la Bobota.